Yes, we play against Craiova. I remember very very well what happened in the last game. So we want to change that. We want to play better. Also, our last game against Kindia, we were disappointed with our score. So we need to change that tomorrow. Our goal was before the league split that we must finish first in the relegation zone. So yeah, we have next two games left, so we need to win all those games. So yeah, that's what we must do in the upcoming games. Yes, I hope. I don't know exactly how many people are coming, but I hope it will be a full house. Yes, our fans are amazing. It's unbelievable to play in front of them over here in the home stadium. So I hope it will be full house. A draw is not good? No, draw is not good. We will go for 3 points for sure. Atât? Okay, thank you. Thank you. Adi a vorbit, Matias, despre meci și rândul tău acum. Ce a zis? A zis că e tot în regulă. Cele 3 puncte nu vrea egal. Nu vrea egal. Da, păi, normal. Rapid București nu joacă la egal, mai ales după Giulești. Un meci care ne dă posibilitatea, dacă îl vom câștiga, să termină, să câștigăm și play-out-ul. Ceea ce este important pentru noi și totodată putem să pregătim și următorul meci de baraj care îl vom juca acasă. Deci, în afara faptului că întâlnim o echipă care traversează o perioadă bună, au doar o înfrângere, dacă nu mă înșel, în play-out, o echipă care, să spun așa, a fost oaia neagră a Rapidului în ultimul timp, iar de mâine noi vrem să schimbăm acest lucru. Suntem conștienți, suntem pregătiți, suntem conștienți că pentru a putea face acest lucru trebuie să alergăm mult, trebuie să luptăm și asta vom face. E o revanșă mult așteptată de suporteri. Da, mănuiesc că da. Știu ce s-a întâmplat în trecut sau ce s-a întâmplat și în Liga a doua. Ce s-a întâmplat și la ultimul meci, că am fost chiar și l-am văzut live. Deci, atât noi cât și suporterii noștri așteptăm acest meci cu mare entuziasm, cu mare concentrare și cu mare ambiție.
indiferent de ceea ce a fost în trecut, cum am spus, pentru noi, noi trebuie să rămânem echilibrați și să ne gândim doar la interesul nostru și acela e de a câștiga acest meci, pentru că este foarte important pentru noi. Aici o ambiție în plus, ținând cont că ai fost acolo, o repetă, dar o ambiție în plus să bați? Sau măcar un meci mai special pentru tine, că te vezi cu jucători pe care i-ai antrenat, te vedeți că ați avut speranțe împreună? Mă, nu este un meci ca toate celelalte, bineînțeles, că am antrenat, din cauza faptului că am antrenat acolo. Dar importanța lui nu o dă faptul că eu am fost acolo și ambiția mea personală, pentru că nu mă gândesc din acest unghi la acest meci. Și faptul că ne dă nouă posibilitatea de a câștiga play-out-ul, ceea ce e foarte bine pentru noi, în vederea, să spunem așa, pregătirii noului sezon la care asta lucrăm, în primul rând, la ce lucrăm acum. Da, cum am spus, primul rând e interesul clubului și al echipei și după aia interesul meu personal. Deci are mai puțină importanță ceea ce gândesc eu. Cum am spus, să întâlnesc jucătorii cu care o parte i-am antrenat, dar tocmai de aceea că știu și îmi dau seama că va fi un meci greu. Câștigarea play-off-ului înseamnă ceva în plus. Alte meciuri? Câștigarea play-off-ului, în primul rând, în afara faptului că îți permite să te duci la baraj, încă un meci pentru a putea juca barajul, de fapt, pentru Conference League. De fapt, cel mai important lucru, probabil, e că îl jucăm acasă pe Giulești, pentru că barajul se joacă, așa cum știți, la cea mai bună clasată. Câștigând acest meci, exact asta ne dă posibilitatea de a juca semifinală, să spunem așa, semifinală asta, înainte de barajul de Conference League, și cel adevărat, pe Giulești, ceea ce pentru noi e foarte important să avem, pentru că, de altfel, pentru orice echipă cu astfel de suporteri. Deci pentru noi e important să jucăm în fața suporterilor noștri și pe stadionul nostru. În momentul ăsta nu cred că suntem pregătiți, în fapt, pentru că dar vom juca sezonul următor. Asta e ideea, iar eu sper ca sezonul următor să-l pregătim. Nu ne pregătim doar de Europa, ci ne pregătim în primul rând de importanța sezonului, fiind centenarul clubului. Și bineînțeles că această pregătire vine toată și cu jucători noi veniți și sper jucători puternici pentru a putea da randament și a deveni o echipă pe măsura obiectivelor. Dar pentru echipa din play-off, care nu va fi obiectivele? Dacă le vom întâlni, dați seama că echipe în forme amândouă în momentul acesta și sper să nu ne întâlnesc. Cum a simțit mic la grup discuțiile astea cu cine joacă aici? Va FCSB-ul, va voluntarul, va Jocată Niciuna? Nu am discutat și nu cred că ar trebui să ne afecteze în vreun fel cine joacă pe stadionul, pe stadionul nostru. Spun nostru pentru că era pe Giulești, dar e făcut din bani publici și se poate închiria la orice altă echipă, nu? Ideea e că nu cred că este bine sau o mișcare inteligentă din partea unui club cu gen FCSB, fiind foarte ce rivalitate o știm cu toții, să joace exact unde probabil sunt suporterii, îți dai seama, exact pe stadionul unde rivalitatea e cea mai mare. Nu cred că e un lucru și nu cred că se va întâmpla acest lucru. În rest, noi n-am discutat despre acest lucru, nu este treaba noastră. Noi rămânem concentrați pe ceea ce trebuie să facem noi și nimic mai mult. Eu știu, m-a spus, când am dat răspunsul, fiind un stadion făcut din bani publici, practic oricine poate să-l închirieze. Și noi, dacă vreți să facem o miuță, plătim cât trebuie de plătit și jucăm. Dacă domnule preste să duc ceva aici? Am spus, nu cred că e problema mea. Ați văzut și declarațiile oficialilor de la Rapid, de administrație, cred și a galeriei, practic suntem indiferenți și nu ne interesează acest lucru, doar că spune că nu cred, nu mi se pare un lucru prea inteligent să vii aici să joci când rivalitatea e așa de mare. Și mă refer la FCSB. Voluntari, nu cred că e vreo problemă. A fost piesa importantă a proiectului Chelsea, de când l-a preluat Abramovich. Uh-huh. Se vinde cum? Cum ți se pare? Ce se întâmplă? Am mai discutat despre lucrul ăsta, când chiar când ai... Acum,
Bun, asta s-a terminat o eră, probabil și forțată din cauza împrejurimii și ce se întâmplă cu războiul ăsta dintre Rusia și Ucraina. Și mai multe ce pot să spun, s-a terminat era Abramovici, probabil va începe o altă eră. Nici nu m-am gândit sincer la lucrul ăsta și nu cred că poate să dispară un club de dimensiunea lui Chelsea. Așa, până la urmă, chiar dacă este patronat de un rus, cum este Abramovich, până la urmă e un bun a celor din Anglia. Deci, probabil ar trebui să intervine și să aibă grijă de bunul propriu. Și asta se va întâmpla. Mulțumim frumos! Da. Haideți să așteptăm, până că la următoarea conferință vă spun. Mă întrebe același lucru, nu? Pentru că așa 7:30 începe. Da. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în seara asta între FCSB și Universitatea Craiova. Și după aia pot să-ți dau un răspuns într-adevăr mai exact. Dar probabil dacă FCSB va câștiga, va fi un final interesant. Da? Okay. Cu acordul lui Adi, 10 minute puteți să filmați. Da.